Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de astăzi, să nu știu când al cincilea episod de Geometry Dash. Astăzi o să facem Ship Challenger și haide să ne apucăm. Nu prea sunt pe ce până la asta. Nu! Deci ok. Mai întâi trebuie să stăm în spate. Și apoi o să stăm în spate. Spate. What? Trebuie să stau acolo undeva. Ok, hai să vedem al doilea ship challenge. Ok, să greșim. Deci, mama mia, educatoare, să dau drumul de aici. Se teleportează, am o problemă cu Geometry Dash-ul. Mereu se teleportează caracterul. Ok, a fost cam easy. Ok, hai să vedem al treilea ship challenge. Ok, mi se plicuiește mereu. Ok, acesta puțin cam easy. Ok, fost easy. 4 atenturi. Ok, hai să trecem la următoarea hartă, care este fucking insane și e medium, deci o să dureze puțin. Level 1. Și dacă vă întrebați de unde am nivelele astea, le-am de la Rodeser. Și m-am gândit să le fac și eu. Oh! Deci e upside down, deci nu mă judecați că eu nu prea mă antrenez la upside down. Că invers, ia uitați. Hai să nu mai trecem, hai să încercăm. Dar nu-mi place că începe direct. Nu, începe prea direct. Dacă nu începea direct și începea un pic mai târziu, puteam să le fac. Puteam să o fac. Nivele de astea nu știu. Fițele astea mă încurcă rău de tot. Ok, hai de nou. Ok. Mă omoară Geometry. Dar ce să vezi, eu trebuie să fac videoclipuri pentru voi. Că doar nu am făcut canalul meu ăsta degeaba. Hai, te rog, eu măcar să nu intre scorul de 52%. Fuck you. Bine, așa mă mai și antrenez un pic la Strength Fly. Eu. Băi, doar 61% văd că pot să fac acea hartă. Deci, da, hai să vedem acest ship challenge. Easy, dar nu știu de ce nu l-am făcut de prima. Ok, dispari. Culoare. Bine, eu acum mă joc pe telefon și se mai întâmplă să am lag și pe video mult.
Și de asta nu pot să fac din prima. Deci fac eu telefon pentru lag. Pe video nu prea se observă lagul, dar când mă uit eu, se observă și de asta nu pot să fac nivelul ăsta. Și am făcut practic 82%. Extrem de supărăcios. Deci, what? What the f... Holy shit! A fost cam greu. Bine, am înțeles. Da. Hai să vedem acesta. Ok, 35%. Oh, yes! Am completat. Azi de câte am completat? Una, două și trei. Doar trei. Și dacă veniți cu comentarii de alea de hateri, eu vă rog să vă dezabonați la canal. Deci dacă sunteți hateri, vă rog să vă dezabonați. Deci, am primit un comentariu, căci că sunt praf. Hai frate, că nici chiar praf sunt, nici chiar praf. Măcar, complet este existent. Mă mai antrenez, ce vrei? Vrei să completez dezloc din prima? Ce să vă fac? Și nu zic asta cu jignală, doar zic că pentru... Asta e super easy dacă mă credeți. A, dar durează mult! Fac eu atunci. Ce mai muzică. M-am săturat, i-a apăsat. Și gata, am completat! Iar... Oh, cred că pot să fac... Oare pot să merg pe acolo? Stați puțin să încerc. Nu. Nu o să mai fac de astea. Pentru că are și viteză mare, dar începe și brusc. Mamă, ce lag. Deci, voi vedeți ce lag e? De bine dacă pot să zbor cu raveta. Deci, uitați numai ce lag este. Ce scrie acolo? Scrie You go the skills. You got that skills. Mersi. Chiar dacă nu știu ce înseamnă. Ai. Trebuie să ne chinuim puțin la asta. E că numai eu trebuie să mă chinui pentru că... Holy shit!
Holy! Mamma mia, educatore! Mamma mia, cât de intens a fost! Holy! Nu știu, fraților, ce se întâmplă acolo. Ok, hai să vedem acest secret challenge. Nu înțeleg. Hai să vedem aici. Da. Ok, o să mai facem nivelele astea două și o să încheiem și episodul. Hai să vedem. Și mă rog, cum pot eu să fac nivelul ăsta? Dar v-am zis, nu mă judecați. Asta nu a fost chiar un ship challenge, să mai facem nivelul acesta și încheiem episodul. Ok. Muzica bună. Chiar îmi place muzica. Oh! Fain nivelul, fain. Chiar n-am ce zice. Ok, băieți, cam atâta a fost și cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să dați like, share, subscribe și coment. Eu am fost Danny și ne revedem în videoclipurile celelalte. Pa, pa! Cum fail.